Bună seara, sunt Roxana Gheorghian. Bun găsit la informațiile despre vreme. Pe continent se mai răcește puțin în centru, vest și sud. Va predomina atmosfera mohorâtă. Sunt anunțate ploi în partea vestică a peninsulei Scandinave, în vestul Greciei, sudul Serbiei și nord-estul Italiei. Ninsori slabe vor fi în Suedia și în nord-vestul Rusiei, iar în vestul Bulgariei, în sud-vestul României, în nordul Spaniei, în sud-vestul Franței și în nord-vestul Arhipelagului Britanic vor fi precipitații sub formă de apoviță și ninsoare. La noi în țară, la noapte, cerul va avea înnorări în est, sud, sud-vest și centru. Va mai ploua slab în Oltenia și jumătatea de vest a Munteniei, în sudul Banatului și în Transilvania, iar în Moldova și în Dobrogea trecător vor fi condiții de burniță. În Carpații meridionali, la altitudini mai mari de 1500 de metri, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări în sudul Banatului, unde rafalele vor depăși 60-70 de km pe oră. Minimele, în continuare mult mai ridicate decât în mod normal, vor fi cuprinse între 0 și 7 grade. Mâine, temperaturile vor mai scădea și vom avea maxime cuprinse între 2-3 grade în est și 14-16 grade în zonele deluroase din vest și nord-vest. Va mai ploua în Banat și Oltenia, în Muntenia și în Dobrogea va fi burniță, iar în Moldova vor fi precipitații mixte. Vântul va continua să sufle în regiunile sudice. În București, valorile termice se vor apropia de cele normale pentru această dată. Mâine, maxima se va situa în jurul valorii de 5 grade, cerul va fi noros și trecător vor fi condiții de burniță. Vântul își va face simțită prezența. Marți vor fi cam 2-3 grade, cerul va rămâne acoperit de nori. Miercuri vor fi posibile precipitații slabe, iar termometrele vor indica o maximă de 4 grade. La munte, cerul va fi mai mult noros în masivele sudice și în cele sud-vestice, iar în zona munților Banatului și în vestul Carpaților meridionali vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va avea intensificări în masivele sud-vestice, unde la altitudini mari ninsoarea va fi viscolită. Pentru zilele următoare, meteorologii anunță vreme apropiată din punct de vedere termic. Pentru această perioadă, marți, maximele se vor situa între 1 grad și 10 grade, cerul va avea înnorări în vest, sud-vest și est, pe alocuri vor fi precipitații slabe, ploi, burniță, lapoviță și trecător ninsoare, iar în Moldova, Dobrogea și Muntenia se va forma polei, vântul va fi activ în sudul și în estul țării, dar și pe crestele montane. Miercuri, maximele vor fi cuprinse între 0 și 6 grade, cerul va avea înnorări, iar în est și în sud-est vor mai fi posibile precipitații slabe. Acestea au fost informațiile despre vreme, să aveți o seară minunată, numai bine!